Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Astăzi discutăm despre o instituție pe care o avem de mult în Republica Moldova, despre care mai puțin ați auzit, cel puțin la nivelul realizărilor sale, dar pentru care s-au cheltuit bani buni în ultimii ani. Au fost multe așteptări, au fost multe probleme atunci când cadrul legal pentru crearea instituției și pentru activitatea instituției a fost votat în guvern. Ne amintim că pe fundalul votării acestui cadru legal și-a dat cândva demisia guvernul Gaburici. Este vorba de Agenția Națională de Integritate. Invitate în studio sunt doamna Mariana Kalugin, expertă anticorupție. Bună seara! Bună seara. Și doamna Elena Prohnitsky, directoare adjunctă ADEPT. Bună seara! Bună seara! De ce le-am invitat pe doamna Kalugin și doamna Prohnitsky? Pentru că dumnealor recent au făcut public un raport de monitorizare a eficienței Sistemului Național de Control al Averilor și Intereselor Personale, persoanelor cu funcții publice și activității Autorității Naționale de Integritate. Raportul vorbește despre mai multe lucruri, despre cadrul legal, în ce măsură acesta oferă posibilitatea ANIU-ului să-și facă bine treaba, pentru că ANIU noi din puținul ce am putut auzi de la ANIU, pentru că ei nu sunt foarte sociabili și nu foarte comunicabili cu presa, este că iar face mai mult, dar totuși cadrul legal nu chiar le permite să facă acest lucru. Dincolo de acest cadru legal pe care l-ați analizat, discutați în raport și despre istoricul acestei instituții, cum s-a format, cât de greu s-a format. De fapt, aș vrea să, în primul rând, să vă întreb, unde e problema în acest ANI? De ce societatea nu prea știe despre ce face această instituție, care, în principiu, ar fi avut un câmp enorm de muncă? În Moldova, mulți demnitari nu-și declară averile, mulți dintre ei au averi care depășesc veniturile lor, conflictele de interese tot sunt multe, incompatibilitățile tot. Ce se întâmplă, ce instituția nu-și demonstrează, cel puțin public noi nu vedem eficiența ei? Cred că e o problemă și de așteptări versus realități, să spunem așa, așteptări versus potențial. Spuneați că instituția funcționează de mai mult timp. Instituția e înființată de mai mult timp, de fapt, și este succesoarea Comisiei Naționale de Integritate, însă între timp, în acest timp de existență, puțin timp a fost cu adevărat funcțională. Pentru că guvernele de fiecare dată sunt mai degrabă impuse să contribuie la funcționalitatea ANIU-ului, să spunem așa, unei autorități naționale de integritate, decât își vor acest lucru. Și impresia mea de fiecare dată a fost că tocmai în ceea ce privește controlul veniturilor, proprietății, intereselor personale, tratării conflictului de interese, încălcarea, respectarea, controlul respectării regimului juridic, incompatibilități, restricții, limitări. Deci, totul aceasta s-a mișcat gen un pas înainte, doi pași înapoi. Dar unde au fost pași înapoi? Ca să înțelegem. Vă spun. Da. În 2002 am avut prima lege privind declararea veniturilor și proprietății în serviciu public. Atunci. 2002. Da. Au fost comisii departamentale la nivel de autorități. Practic, declarațiile, chiar dacă se depuneau, nu se verificau de facto. Da. În 2008 apare legea cu privire la conflictul de interese, care stabilea că trebuie să fie înființată o comisie principală de etică, care nu a fost înființată până undeva în anul 2011-2012. Când apare Comisia Națională de Integritate. Sub presiunea evaluărilor din exterior, grupul de state contra corupție, atunci când țara trebuia să raporteze că ceva face în domeniul ăsta ca să corespundă standardelor, a raportat că vrea să-și reexamineze cadrul interior național, astfel încât să creeze o singură instituție care să fie abilitată cu competențe de control atât a averii, cât și a intereselor personale. Apare ideea Comisiei Naționale de Integritate 2011, 2012, 2013, numai Comisia începe să fie funcțională de facto, după ce, după mult chin legislativ și
și multe meditații, deci de ale deputaților, în sfârșit a fost stabilită componența comisiei. Da, eu mi-am amintesc că în chinuri groaznice s-a născut. Chinuri îngrozitoare. S-a născut acea comisie îngrozitoare. Națională. Și în 2013, în sfârșit, este deschis bugetul ca să funcționeze comisia. Da. Apoi apar primele semnale că ca organ colegial absolut este ineficient un astfel de organ, ceea ce de fapt noi din start spuneam, a apărut ideea că trebuie de reformat, să facem inspectori de integritate cei care să fie responsabili. Uitați-vă că apare primul proiect în 2014. În 2014, cu votul deputaților democrat, proiectul este respins scos de guvern. Da. Apoi, datorită deputaților democrați, așa spun ei, proiectul a fost votat. Asta a fost una din acele cele mai mari realizări, dacă vă țin. Dacă pot să-i mulțumesc pentru ceva lui domnul Gaburici, este tocmai pentru scrisoarea lui de adio când a plecat din guvern, pentru că el acolo a vorbit despre rezistența mare a democraților tocmai pe acest proiect pe integritate. Da? Însă, ulterior, dacă vă aduceți aminte, a fost și ministru în guvernul democraților. Sigur, da. Doar că deja s-a schimbat asta, paradigma. Însă da, nu e subiectul discuției noastre. Ok, legea deci, s-a schimbat. Asta e. Uh-huh. Un pas înainte, doi pași înapoi. Iar da, acum avem ceea ce avem. Să completez pe Mariana. Da. Atunci când a fost votat proiectul, de fapt, înainte de a doua lectură, așa cum era practică în acele timpuri, s-au intervenit în proiect astfel în Parlament, ca însăși activitatea ulterioară și instituționalizarea ulterioară a noi autorități se decurgă și mai dificil. De parcă putea să fie mai lent. Da? Și să facă procesul. Totuși, cadrul cel legal elaborat atunci, că societatea civilă spunea că este unul nu rău. Într-adevăr, înainte de a fi votat în a doua lectură, au fost mutilate mai multe prevederi, inclusiv noțiunile. De exemplu, între persoane apropiate nu se regăseau membrii familiei, soțul, soții, copiii, ceea ce însemna că o situație nu este una conflict de interese dacă e vorba de soțul sau soția asta ta. Asta se întâmplă acum în lege, da? Nu, acum s-a intervenit. Dar o perioadă de timp O perioadă de timp, din cauza asta au fost anumite dificultăți, pentru că trebuia să interpretezi, să mergi pe muchie de cuțit, interpretând prevederea asta, pentru ca să pui sub incidența acestui articol, deci situație care se referă la copilul tău sau situație care se referă la soțul tău. Dar cine a venit cu aceste modificări? Modificări la legislație? Deci, haideți să o lăsăm și pe doamna Prohnitschi. Aceste modificări, dacă urmărim sinteza recomandărilor, toți au fost creativi. Deci au fost și din partea socialiștilor, și din partea democraților. Deci au fost destul de active în atunci modificările respective. O altă mină cu efect întârziat a fost și componența Consiliului de Integritate, care conform legii este format din 7 membri, reprezentanți ai puterilor, dar ar puterilor de stat, plus 2 reprezentanți a societății civile, care practic sunt devansați numeric de către autoritățile publice. Dar și aici au fost probleme cu reprezentanții societății civile, pentru că a fost un mare scandal în societate legat de modul în care a fost selectat cei doi reprezentanți ai societății civile. Da, pentru că Ministerul Justiției era responsabil de organizarea concursului și selectarea reprezentantului. Deci cumva nu putem exclude factorul politic total, nici din această Dumitru Țira și Tatiana Pașcov, ultima, din câte știm noi, nici nu a prevenit la ședințele Consiliului de Integritate. Ultimul an, sigur. Sigur, n-a participat. Întrebarea este cât de necesară este ea în această componență și de ce nu intervine nimeni. După mai multe solicitări și din partea societății civile, de fapt. Publice, da. Da, și a depus cerere de demisie, însă, iarăși, din nou, e destul de lent procesul ăsta de selectare a unui alt reprezentant din partea societății în Consiliul de Integritate, pentru că cel puțin eu, de exemplu, nu știu la ce fază concursul este, dacă nu greșesc, este astăzi. Uh-huh. Deci astăzi doritorii de a face parte din Consiliu pot depune actele la Ministerul Justiției și este data limită. De 22, da, astăzi la ora 5. Noi trebuie să precizăm că emisiunea va intra pe post pe data de 24, deci cumva va fi depășit deja termenul limită.
E pe 22, după care comisia va selecta reprezentanții societății civile, dar regulamentul de selectare deja a fost schimbat. Anterior era proba scrisă și era proba interviului. Conform actualului regulament, proba interviului a fost exclusă și rămâne doar un concurs al dosarelor. Candidații selectați fiind invitați de către comisie să-și prezinte dosarul, viziunea, ulterior ei luând decizia în baza acestei discuții interpersonale cu candidații. Bun, să zicem, este aleasă în Consiliul de Integritate o persoană, un reprezentant al societății civile, care își dorește cu adevărat să facă funcțională această instituție, să arate rezultate bune, pentru că ziceam, au de unde, slavă Domnului, dar poate face asta un reprezentant al societății civile sau doi, în condițiile în care restul sunt cumva, cum să le spunem, sunt subiecți a declarațiilor de avere și a legislației respective, da? Deci da, sunt oameni care ar putea fi verificați. Logica a fost ca Consiliul de Integritate să fie unul reprezentativ. Iată de ce era important ca să se regăsească reprezentanții tuturor puterilor, legislativul, judiciarul, deci executivul, autoritățile publice locale. Evident că ne doream paritate, societatea civilă în paritate cu puterile, pentru ca cel puțin egal la egal să putem discuta. O anumită logică este, mai mult decât atât, mie mi se părea că această entitate ar putea să fie foarte eficientă, tocmai prin acești reprezentanți din partea guvernului sau din partea parlamentului, pentru că în cazul în care, de exemplu, sunt necesare niște modificări în lege să poată să intervin pe lângă guvern sau pe lângă parlament prin intermediul acestora. Așteptarea mea era că, de exemplu, din partea guvernului va fi ministrul justiției, care e plenipotențiar și are toate atribuțiile, inclusiv în crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea unor legi, iar din partea parlamentului să fie un deputat care are dreptul la inițiativă legislativă, astfel încât procedesele să fie rapide. Guvernele au ales altfel. Din guvernul, de data asta, s-a ascuns după societatea civilă. Peste tot, reprezentant din partea parlamentului este o persoană în fond din societatea civilă, din partea guvernului este un avocat. Deci astfel, bineînțeles, noi vorbim despre cine? Oleg Efrim și despre Sergiu Ostaf. Iată de ce se cer foarte mult acestor oameni care nu au instrumente reale pentru a influența lucrurile la nivel de guvern sau la nivel de parlament pentru a face activitatea mai eficientă a NIO-ului, bineînțeles că nu poți. Bun, deci aici am fost... Logica dumneavoastră aici, eu înțeleg. Adică noi porneam de la buna credință. Asta vreau să zic. Credință, dumneavoastră... Însă, totuși, admiteam cazul că va trebui să ripostezi, iată de ce ne doream paritate. Dumneavoastră ați pornit de la buna credință. Nu știu cât de corect era să porniți de la bună credință în situațiile în care până și cadrul legal s-a născut în condiții de care nu demonstrau bună credință acolo. În elaborarea actelor, în cazul în care nu pornește de la bună credință, atunci riști să ai un act normativ absolut aiurea. Deci trebuie să pornești de la ideal, însă să-ți creezi anumite, să spunem așa, instrumente care să-ți permită să influențezi actorii pentru ca ei să fie unii responsabili. Noi de atâta ne doream ca să avem paritate în Consiliul de Integritate, ca realmente să putem eficientiza acest organ care s-a delectat în a-și face propriul regulament, mai că nu aproape 2 ani. De zile. Chiar mai doamna Prohnitski, vreau să vă întreb ceva. Acum o săptămână, în studioul dezbaterilor de la TV, dezbaterilor electorale de la TV8, îl aveam invitat pe domnul Țira, unul dintre membrii Consiliului de Administrare, una dintre întrebările pe care dumnealui vorbea mult despre lupta cu corupția în Chișinău, nu știu ce, și l-am întrebat, dar cine v-a încurcat să faceți asta de fapt la ANIC? Ați fi avut posibilitate. Domnul Țira a răspuns așa,
Eu eram, ne sunteți prost informată, eu sunt membru al Consiliului de Integritate, noi nu putem influența procesele pentru că noi doar creăm cadru normativ și alegem pentru, deci regulamentul de activitate a ANI și alegem conducerea acestei instituții. Mai departe, noi nu avem nicio atribuție. E așa? Deci chiar nu poate nici de cum influența Consiliul de Integritate, activitatea ANI-ului. Nu mă refer la faptul pe cine să controleze, dar dinamica activității, faptul că această instituție să devină mai, mai activă în identificarea problemelor. Dacă să ne ținem exact de cadrul legal, da, ei nu pot să influențeze direct. Dar ei adoptă planul de activitate, rapoartele ANI-ului, strategia ANI-ului. Deci, într-un fel, atunci când ei identifică o problemă, ei pot să bată alarma, pot să ceară de la conducerea ANI explicații, pot să atenționeze asupra unor lucruri care nu merg prea bine în instituție sau asupra faptului că instituția nu funcționează sau nu corespunde activitatea instituției așteptărilor publicului. Deci lucrurile astea ei puteau să le facă. Din păcate, Consiliul de Integritate s-a dovedit a fi practic, bine, nu zic de domnul Țâra în persoană, dar în per general, mai degrabă indiferent față de tot ce ține activitatea ANI-ului, pentru că pe parcursul activității Consiliului am observat foarte des, deci Consiliul nu se întrunea de în lipsă de quorum, frecvența unor membri, deci unii membri nu vorbesc aici, doamna Pașcovski, care chiar a fost campion la absențe, dar au fost și domnul Micu, a avut foarte multe absențe nemotivate, reprezentantul CSM-ului. Și alți membri au lipsit. Deci, activitatea asta dezorganizată, în lipsa unui regulament intern de funcționare al Consiliului, care a fost aprobat abia acum, pe 24 ianuarie anul curent, deși Consiliul practic și-a început activitatea în decembrie 2016. Deci aproape... Această componență a Consiliului de Integritate, iată, peste 2 ani de zile expiră mandatul. Eu nu știu ce au ei de raportat la realizări. Și anume activitatea asta... Trebuie totuși să recunoaștem. Ei au aprobat, deși tot așa, încetenit și regulamentele privind modul de suplinire a funcțiilor de președinte, vicepreședinte, au organizat concursurile pentru președinte, vicepreședinte, deși mie mi se părea că acest lucru putea să fie mult mai repede. Concursuri care au durat un an. Exact, da. Da, asta a fost urât de tot. Apoi, regulamentul ăsta privind modul de suplinire a inspectorilor de integritate, codul de etică și conduită. Deci, în cadrul legal, ei s-au mișcat, însă s-au mișcat foarte încet. Și cel mai important e totuși că într-adevăr, deci în acest exercițiu era puțin previzibil, pentru că foarte era multe lucruri... puțin previzibil. Da, puțin deci previzibil. Pentru că foarte multe lucruri tocmai urmau să fie dezvoltate la nivelul regulamentului ăsta intern, pe când atunci când tu nu știi exact cum instituția funcționează. Da, într-adevăr, ședințele lor sunt transparente, deci le poți viziona. Însă atunci când eu nu am, de exemplu, pe site un proiect de regulament. Eu pot să ascult asta, să ascult și să ascult și să nu înțeleg nimic fără un text. Deci asta a fost problema, cred că, a Consiliului de Integritate și faptul că nu știu cum s-au înglodat în chițibușuri, în aceste tehnicisme. Bun, eu înțeleg că regulamentul este important. Înțeleg, pentru ca să funcționeze instituții. Sigur că este greu să-ți dai seama care regulament va fi mai bun, ce trebuie să cumprind acest regulament ca să ofere funcționalitate. Eu mai înțeleg un lucru, regulamentul nu este Cartea Sfântă, Biblia, la el se poate umbla, se poate modifica din mers, înțelegând ce nu merge. Exact. Deci, oricât de bine, oricât de mult ai gândit tu la acest inclus, s-ar putea că în el va trebui să faci modificări. Faptul că acest regulament a fost elaborat foarte, foarte, foarte greu, nu știu care este motivul. Concursurile pentru alegerea conducerii acestei instituții ANI-ului, termene extinse de vreo 3-4 ori, ce înseamnă asta? Pentru că inițial am înțeles că unii candidați n-au trecut concursul pentru că a fost poligraful acela, pentru că firmă în general se excludă poligraful, să aleagă conducerea ANI-ului
rapid, în ultima fază, destul de rapid s-a întâmplat acest lucru. Nimeni n-a reușit să înțeleagă cine erau concurenții ăștia și cum a fost selectată doamna Antoci. Despre ce vorbește modul în care a fost aleasă conducerea instituției? Tărăgânarea și, pe urmă, rapiditatea după câteva amânări. Amânări de concurs, extinderi de termene. Bine, rapiditatea, pentru că atunci era sfârșitul anului 2016, era presiunea externă. Deci, atunci guvernul, de presiune externă. Atunci guvernul, dacă vă aduceți aminte, avea un foi de parcurs pentru implementarea anumitor reforme, care, deci un serie de angajamente. De condiționalitate. O serie de angajamente de către Uniunea Europeană, exact, o serie de angajamente pe care trebuia să le îndeplinească ca să restabilească încrederea partenerului de dezvoltare și în special Uniunii Europene și să beneficieze de asistență macrofinanciară. Pentru reforma justiției. Și pentru reformarea justiției, dar în general de asistență macrofinanciară. Și printre aceste activități era selectarea, una dintre activități era selectarea conducerii ANI și asigurarea funcționalității ANI prin selectarea ulterioară a inspectorului de integritate. Respectiv, la sfârșit de an ei trebuiau să raporteze că conducerea a fost selectată. Presupun că asta a stat și în spatele acestei mobilizări, da, a Consiliului de Integritate. Dar până atunci, de ce nu? Dumneavoastră ați înțeles tărăgânarea? Ei aveau vreo justificare rațională? Ei nu, sau era tragere de timp? Domnul Cârnat, când a trecut testul, țineți minte, a făcut niște acuzații. A zis că această funcție se pregătește pentru o persoană concretă. Deci, aceste extensiuni a concursului nu totdeauna părea justificată. Chiar nu prea înțelegeai. De parcă se aștepta un anumit candidat să aplice. Și sau nu se doreau ăștia care au aplicat. Testul poligraf din start vorbeam despre faptul că aceste prevederi din lege care impun obligativitatea rezultatului testului în procesul de numire nu este niște prevederi potrivite, inclusiv standardelor internaționale. Noi vorbeam despre acest lucru. Pentru că în final, într-adevăr, să fie numit și președinte și vicepreședinte, apropo, ambei cu concluzii neconcludente din partea poligrafologului. Deci nu au picat testul, însă pentru ambei, din câte știu eu, sunt concluzii neconcludente. Dacă nu, atunci îmi cer iertare, însă eu știam, pare mi se că pentru ambele case. Trebuie să luăm o pauză de publicitate. După publicitate, eu aș vrea să revenim să discutăm despre, bun, am trecut de etapa în care s-a născut iarăși în chinuri groaznice acest anic, că se vede că tot ce urmează să verifice integritate și averile demnitarilor se naște tare greu în Republica Moldova. S-a reușit. Acum deja nu știu dacă se pot plânge de bugete, că parcă nu sunt chiar așa de mici bugetele de la ANI. S-a creat instituția, au un staff nu mic, o să ne spuneți dacă este suficient sau nu. Vreau să vedem ce a reușit ei de fapt să realizeze, da? Începutul anului 2018 până în acest moment, că din 2018 deja ANI-ul avea mamă, tată și toată familia creată astfel încât să se apuce de muncă. Publicitate. În studio, vă amintesc că astăzi discutăm despre Autoritatea Națională de Integritate, o instituție importantă, foarte importantă în Republica Moldova în lupta cu fenomenul corupției, pentru că această instituție ar trebui să ne spună cine dintre demnitarii din Republica Moldova și funcționarii publici au averi nejustificate pe care și le ascund sau pe care le-au dobândit neclar, în condiții neclare, pentru că depășesc profiturile și veniturile lor. Ar trebui să ne spună despre conflictele de interese în care sunt implicați anumiți funcționari sau demnitari de stat. Ar trebui să ne spună despre incompatibilitățile acestora.
Din păcate, mai puțin este vizibilă munca ANIU-ului. Am fi dorit să știm mai multe despre activitatea instituției. Trebuie să precizez că emisiunea Cutia Neagră de mai bine de un an de zile încearcă să o aducă pe doamna Antoci în studio aici ca să discutăm despre... poate are probleme instituția asta, poate chiar vrea să funcționeze, dar nu reușește să o facă pentru că îi se pun piedici. Doamna Antoci, după ce ne-a rugat să scriem în scris solicitare și apoi în scris cu ștampilă umedă și apoi nu știu cum, nu a mai venit, ne-a spus că nu are timp, este foarte ocupată. Chiar dacă, o altă paranteză, ANIU are sediu în aceeași clădire ca și TV8 și doamna Antoș, de fapt, a trebuit doar să coboare câteva etaje ca să se afle în studioul TV8. Asta e așa din supărare, acum am zis niște lucruri, dar aș vrea să discutăm despre activitatea instituției. De ce ANIU-ul abia în acest an a început să ne trimită comunicate de presă în care ne anunță că a fost constatat un conflict de interese, este constatată incompatibilitate. Ce s-a întâmplat timp de un an de zile, de când ANIU în sfârșit a avut președinte, vicepreședinte, care au primit salarii și un buget? Ne-a să știți mai bine care a fost bugetul lor, eu cușam să mă uit. Un buget care tot nu este unul foarte mic. În 2016 bugetul ANIU a fost de 6 milioane, în 2017 de 5,8 milioane. Reformare. În 2018 bugetul se triplează, ajunge la 18 milioane. Pentru salariile inspectorilor de integritate, dar și președinte, vicepreședinte au salarii. Da, dar deci se triplează bugetul. Da, deci nu știu dacă puteau să zică că nu au putut desfășura activitate, au primit salarii, nu am primit rezultat, mai puțin am primit rezultat. Vă rog. Cred că au început să fie angajați în sfârșit inspectorii de integritate, deși aveam doar o treime din cei care trebuie să fie. Și au început să fie primele rezultate ale muncii, deci primele acte de constatare, dar mie mi se pare poate e și o reacție la acele reproșuri care nu numai dumneavoastră, Mariana, aveați față de, să spunem așa, modul în care comunică public autoritatea. Și eventual asta, după mine, e un semn foarte bun în cazul în care cu adevărat e o reacție la acele critici pe care le-am adus, că autoritatea a fost reticentă și nu dădea publicității care sunt rezultatele activității. Acum, într-adevăr, avem comunicate de presă, avem comunicate inclusiv săptămânale despre munca, activitatea pe care o desfășoară. Ce-i drept, bineînțeles că noi toți așteptăm nume, așa-i? Nume și sunore. Cazuri. Noi n-am vrea să auzim un viceprimar sau un consilier local. Sunt viceprimar sau un profesor. Un profesor deci nu poate, nici nu poate fi. Da, erau paremese directori de grădiniță, dacă nu mă înșel. Presa e dovura de judecători, deputați, miniștri care au probleme. Aici ANIU trebuie să gândească cum își organizează munca astfel încât unul la mână să nu uite de acea obligație care pare mi se 40% din declarații persoane cu funcții de demnitate publică trebuie să le verifice. Asta înseamnă că accentul se pune pe persoane importante. Deci, din start, prin lege, ei sunt obligați ei să verifice. Dar ei pot decide cine sunt aceste deportate persoane? Însăși, persoanele importate cu funcție de demnitate publică sunt stabilite prin lege. Nu, și dar ele sunt diferite. Sunt judecători, procurori, deputați, acum, miniștri. Acum, haideți să zicem așa, dacă deci, vrei să treșezi, deci, poți să treșezi. Poți să-i alegi pe judecătorii care, în principiu, știi că nu prea au probleme de integritate. Sunt, trebuie să răspundă sesizărilor, inclusiv cele făcute de către jurnaliști, pentru că și jurnaliștii deja au fost obișnuiți ca să facă solicitări pe antet, cu semnături, cu ștampile umede și cu semnătură digitală, dacă e vorba de e-mail. Însă mai este încă ceva. Eu presupun încă că până nu de mult controlul putea fi efectuat doar pe o perioadă
asta tot a fost o mutilare a textului. Da. Perioada fiscală anterioară. Anul fiscal anterior. Acum, de fapt, acest lucru s-a scos din lege și au toată libertatea și trebuie să facă controlul și eventual poate să verifice dacă veniturile corespund proprietăților, inclusiv pe toată perioada mandatului pe care dețin. Și atunci e mai multă muncă care trebuie să o depună. Și, însă, oricum, deja un an avem. Da, ar trebui să avem și rezultate, însă ca să nu uit, doamnelor, pentru că domnul Micu, totuși, nu e vorba de absențe nemotivate, e vorba de absențe motivate, însă au fost prea multe pentru ca să mai poată fi tolerată o astfel de situație, doar această concretizare. Da. Eu voi încerca doar să țin puțin partea aniului, da, da, și să explic. Deci să vin cu explicații de ce nu am auzit noi rezultate răsunătoare în perioada în 2018. Este vorba de faptul că 2018 de fapt a fost perioada când s-a completat personalul aniului. Ei nu au avut nici persoane care angajate în secția de comunicare cu publicul, din câte știu, era incompletă. Dar inspectorii erau, deci practic prima jumătate a anului 2018 au fost selectați doar 4 inspectori. Ulterior, dacă nu greșesc, către sfârșitul anului 2018 erau doar 7 inspectori din cei 43 care urmau să controleze sesizările, să răspundă la sesizările depuse anterior către Comisia Națională de Integritate, care s-au acumulat puțin vreo 200 și trebuiau să verifice și aceste sesizări, care din punct de vedere al mass media deja nu mai sunt actuale, pentru că fac referință la persoane, funcționari publici care poate deja nu mai sunt în funcție și nu mai decid. Dar nici pe aceea n-am văzut un rezultat care să ne vorbească despre faptul că Aniu a făcut o muncă enormă și a constatat niște lucruri. Eu am să vă dau un exemplu. Vlad Plahotniuc, sesizarea depusă legată de proprietățile dumnealui de peste hotare. Acum, dacă nu greșesc, legea deja permite să fie verificate și proprietățile. De fapt, acest lucru era... Ce a răspuns Aniu? A dat vreun răspuns că dumnealui nu și-a declarat proprietățile din exterior? Atunci Aniu a spus că nu are această competență și nu poate verifica proprietăți în afara țării, deși în cazul ăsta întrebarea era și de ce atunci omul trebuie să le declare, dacă nu le poți verifica. Nu, atunci era această posibilitate, pentru că în cazul în care ai bănuieli rezonabile, intentezi dosar penal și în cadrul dosarului penal, prin comisie rogatorie, poți solicita anumite informații de la organele din țări competente să ți le furnizeze, referitor la toate proprietățile subiectului care te interesează. Doar că acest lucru nu s-a dorit, pentru că nu numai Vlad Plahotniuc a fost acea persoană referitor la care s-au sesizat proprietăți. Pentru noi un nume emblematic. Da, exact. Bun, asta era un test. Să vedeți că s-au autosesizat sau s-au sesizat, nu? Asta am vrut să menționez, că dacă ați putea să vedeți de când a devenit Aniu mult mai vocal, n-aș spune vocal, dar deci mult mai deschis către mass media. Dacă vedeți, ați observat, e practic iunie. Nu, de fapt, stați puțin, permisi, în cazul lui Plahotniuc, e vorba de acea verificare care să o facă a declarației depuse, urmarea încetării mandatului, ca să țin și eu partea cu Aniul, pentru că, într-adevăr, să fim obiectivi față de această autoritate, față de care avem critici, însă doar pentru că ne dorim să fie cât mai eficientă. Deci asta e. Doamna Prohnitsky spunea despre faptul, haideți să observăm când de fapt Aniu a devenit mai funcțional sau mai activ, mai vizibil cel puțin, da? Că cumva a coincis cu momentul în care s-a schimbat guvernarea de la Chișinău. Asta poate să ne sugereze faptul că această instituție a fost cumva coordonată politic? Dar când se reforma această instituție? Se reforma atunci când partenerii externi cereau și devenea nefuncțională în perioada preelectorală.
În perioada preelectorală. Iar apoi mi-a fost tare jale de aceste instituții. În perioada preelectorală. Iar în perioada postelectorală, deși deja cât de cât începe ceva să se miște, până la următorul ciclu electoral, când în perioada preelectorală din nou se începe reformarea instituției, în perioada nemijlocit campanie electorală. Asta se va întâmpla. Campanie electorală, deci instituția practic e nefuncțională totalmente și tot așa. Deci, în cazul în ăsta, perioada preelectorală din acest an, cu Aniu a tăiat iarbă la câini, da? Așa cred că ar fi corect să spunem cu ce s-a ocupat Aniu atunci, eliberând certificate de integritate. Nimeni n-a înțeles rostul lor din moment ce și Ilan Șor a luat certificat de integritate și alte persoane care știa lumea că avea probleme de integritate. Ce a făcut Aniu? Pentru ce a eliberat sute de hârțoage fără niciun sens? De ce nu a ripostat? Asta pentru că nu a ripostat, că avea posibilitatea să riposteze. Asta e o altă problemă, pentru că Aniu deseori, și nu numai Aniu, multe autorități nu ripostează, iar apoi spun ceva gen în limitele corectitudinii politice că nu a depins de ei. Trebuiau să riposteze, într-adevăr, pentru că din start era clar că așteptările pe care le-au creat politicienii, în primul rând e vorba de Sergiu Sârbu, de Adrian Cantu, ăștia pare mi se au fost autorii inițiativii propriu-ziși care venise cu modificările în lege și legile electorale, de fapt, inițial a fost inclus și însă înaintea lor această prevedere a fost inclusă în legea integrității, mai multe legi, nu era clar în genere cum acest certificat să se numească. Într-adevăr, așteptarea a fost precum că gata, dacă omul are certificat de integritate, înseamnă că e standard de probitate și onestitate. Certificatul nu ne oferea informații decât dacă această persoană a fost în vizorul Aniului și dacă a fost, care au fost constatările Aniului. Deci asta e tot. O informație, iată, o informație pe care o puteai găsi în cazul în care ar fi funcțional până la urmă și acest registru. A funcționarilor care au interdicție de a ocupa o funcție publică. Deci aceasta puteai să și dacă ar fi fost funcțional acest registru și eventual informația ar fi fost publică, că noi puteam afla și singuri. Însă asta e tocmai, vedeți că integritatea e acum un slogan, motou, deci important pentru politicieni. Și evident că acolo unde se bagă un politician profanează un lucru care ar fi putut dar să fie profesionist. Dar oare această instituție, această prin legislația prin care a fost elaborată, nu trebuia să fie independentă? Cadrul legal nu-i permite să fie independentă? Ea permite și inspectorii sunt independenți în luarea deciziilor și atunci când verifică controlul, sunt independenți chiar de managementul instituției. Și instituția propriu-zisă urma să fie independentă. Cred că instituția, pur și simplu, trebuia să fie mai proactivă și să nu se fie axată pe partea de formalism atunci când este în joc însăși activitatea și fungul și misiunea propriu-zisă a instituției. Și imaginea instituției prin ceea ce face, da? Comunicarea doar la nivel de guvernamental, prin scrisori, s-a dovedit a fi ineficientă, pentru că din câte de spusele conducerii anii, asta au încercat ei să facă, să comunice prin intermediul corespondenței, ceea ce... Cu cine să comunice? Deci prin... cu... Atunci când s-a făcut modificarea cu certificatele, introducerea certificatelor de integritate, din câte am înțeles, ei nu au fost... nu s-a solicitat avizul instituției, dar și instituția nu a reacționat nici într-un fel, atunci când deja era clar că prevederea respectivă va apărea în lege, au reacționat prin careva scrisori trimise către Comisia Juridică a Parlamentului, dacă nu greșesc. Deci, scrisorile respective, dacă nu sunt făcute publice, deci impactul lor este practic zero, ceea ce s-a demonstrat și anterior. Cred că instituția trebuia să fie mult mai vocală. Acum, de ce nu face acest lucru? Cred că poate o întrebați pe doamna atunci când o să dea curs invitației. Cred că pentru că bună parte a conducătorilor autorităților deci nu conștientizează ce înseamnă independență și ce înseamnă caracter
în cazul ăsta. Asta e o problemă și, generală a instituțiilor, da, da, și agențiilor. Și cred că își doresc, nu știu cum, sunt foarte delicați, foarte diplomați cu celelalte autorități, mai ales dacă e vorba de parlament sau guvern, de unde ar putea să vină niște pericole privind cariera. Deci, poate de atâta, foarte puțin conducători acționează prin conferințe de presă atunci când se confruntă cu o problemă la nivel instituțional, astfel încât să fie auziți și acest dialog cu puterea pe care înțeleg că oricum există să fie unul public, iar și public. Iar publicul, noi, să putem raționaliza lucrurile și să înțelegem cine, în fond, are mai multă dreptate în acest duel, să spunem așa, instituțional. Spune despre pericole la adresa funcției, dar din punct de vedere legal, deci ei practic sunt securizați, nu este atât de ușor să fie, să fie revocați și demiși. Nu știu de unde vine această frică. Există o altfel de influență. Dacă ți se taie bugetul, iar eu înțeleg că lege s-a umblat în ultimul timp, au fost modificate, calculele după care se stabilește salariile inspectorului de integritate, s-au mărit salariile funcționarilor din cadrul ANI, care cu ce se ocupă funcționarii? Funcționarii sunt importanți. De exemplu, reprezentarea intereselor ANI în fața unei instanțe. Deci aici chiar trebuie omul să fie plătit dacă vrei ca să-ți vină un om care știe ce înseamnă un proces. Inspectorul de integritate este procuror care adună probe, demonstrează că ceva nu a mers bine în declarația de avere sau pregătește tot materialul, dosarul, dar merge și mai departe, pentru că el este cel... El ar fi... Aici tocmai e, dacă e să ne întoarcem la cadrul legal, pentru că nu este tocmai foarte clar cine face autoritatea, spune legea, însă prin aceasta poate să se înțeleagă și conducerea, dar și inspectorul de integritate. Eu mi-aș dori ca acest lucru să fie foarte clar și avem și o propunere în raport ca să fie clar că inspectorul de integritate duce cazul până la urmă. Eu înțeleg, de și fapt, inspectorul de integritate, de exemplu, înaintează o cerere în judecată ca să anuleze, să constate nulitatea unui act juridic, contract încheiat în situație de conflict de interese. Vedeți că lucrurile sunt importante. Sau și să meargă cu confiscarea extinsă Deci eu înțeleg așa, inspectorul de integritate de fapt este cel mai important om din ANI, pentru că este propriu-zis cel de care depinde. Dacă va descoperi că, de exemplu, Vlad Plahotniuc are proprietăți peste hotare sau nu va descoperi că are proprietăți peste hotare, chiar dacă presa face asta, că un deputat, de exemplu, compania lui câștigă nejustificat contractele de achiziție, da, contracte publice, pentru că are un cumătru care este director la o întreprindere de stat care face acest concurs public sau nu. Deci inspectorul este foarte important și totuși acest inspector de integritate, înțeleg că acum primește un salariu mai mic. Da, cu 59% mai mic. Cât este salariul unui inspector de integritate astăzi? Cred că acum este în jur de 10-11.000. Cred că, deci eu nu știu exact. Era 20 era, ceva era, de era, nu, era vreo 17, cred că 18, dacă nu vreau să greșesc. Dacă era 18.000, înseamnă că acum ar câștiga vreo 9.000 la vreo 9.000, da? Avea vreo 9-10.000. Din câte am zis, dar când s-a modificat legea salarizării, de fapt nu s-a modificat doar pentru exclusiv ei, pentru ANI. S-a modificat, pentru toți. Și asta pentru că Mariana promisese guvernul că face reforma administrației publice centrale și ridică salariile. Și au ridicat salariile pentru că apoi să modifice. Și să le scadă în altă parte. În primul rând să se reducă din personal. La foarte mulți sarcinile au devenit triple și nu mai știu care, iar apoi se modifică și modul ăsta de calcularea salariilor. Iată de ce pentru foarte mulți oameni care au rămas în serviciu tocmai așteptând această îmbunătățire, s-au confruntat cu situația că a scăzut, însă simțitor, să spunem așa, a scăzut în raport cu ceea ce se aștepta sau ceea ce a primit inițial, însă s-au duplat și sarcinile. Ei, în cazul inspectorilor, nu e chiar așa.
așa. În cadrul inspectorilor, atribuțiile au rămas aceleași, doar că salariile au scăzut, au fost o perioadă. Și aici iarăși nu am văzut o reacție din partea NIU-ului, ca să ne dăm seama, le-a afectat activitatea această modificare? Desigur, i-a afectat și... Dar care autoritate cumva a reacționat? Nici o autoritate n-a reacționat. Da. Mai luăm o pauză de publicitate, după care revenim să continuăm discuțiile despre activitatea NI și ce se poate face pentru că această instituție să-și simte independența și importanța în societate, iar noi să începem a vedea tot mai mulți oameni care și-au ascuns averi, oameni care și-au ascuns interese. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii Cutia Neagră. Astăzi, vă amintesc, discutăm cu doamna Kalugin și doamna Prohnitsky despre activitatea ANI, instituție importantă în stat, care ar trebui să verifice și verifică, de fapt, declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor, conflictele de interese și incompatibilitățile în care s-ar putea afla aceștia. Spuneam în primele două părți a instituției despre faptul că instituția s-a născut cumva în chinuri groaznice, ca și predecesoarea sa, despre faptul că foarte greu s-a creat echipa în această instituție, acum parcă le are pe toate și totuși este un soi de senzația noastră, că e un soi de temere de a se apuca de cazurile răsunătoare, la fel ca și în procuratură, de fapt, la un moment dat, cum era, da? Când cauzele de rezonanță nu prea se regăseau pe ordinea de zi a procurorilor. Acum, lucrurile credeți că se pot schimba sau totuși asta e deja un obicei instituțiilor independente de stat în Moldova să se teamă de politic? Nu știu dacă se va reuși să se depășească eventual acest complex și să se meargă într-adevăr pe cazuri care sunt răsunătoare. E o problemă aici pentru că ANI de una singură în cazurile răsunătoare nu are cum să fie eficientă, pentru că în bună parte a cazurilor proprietățile sunt înscrise pe numele altor persoane. Și atunci, dacă nu ai o foarte bună colaborare cu serviciul fiscal, pentru ca să poți deja efectua, de exemplu, un control fiscal al persoanei care este beneficiarul efectiv, să spunem așa, sau proprietarul efectiv, fără această practică nu ai cum să duci cazul până la sfârșit. ANI-ul ar trebui să reușească să convingă serviciul fiscal ca să fie serviciul fiscal la fel de cu inițiativă, pentru că cel puțin Comisia Națională de Integritate nu a reușit acest lucru. Din acele demersuri pe care le făcea, fie se invoca expirarea termenului de prescripție în cadrul căruia putea să efectueze un control fiscal, fie chiar se spunea despre lipsa încălcărilor, pare mi se un singur caz a fost o sancțiune aplicată și asta pentru că persoana de fapt a și achitat foarte repede amenda, da, beneficiind de această reducere dacă o achiți timp de 72 de ore. Deci aici ANI-ul cu adevărat trebuie să fie într-atâta de performant încât nu numai să-și consolideze și să fie performant el ca instituție, ea ca instituție, însă să reușească să atragă în acest proces și organul fiscal. Pentru că toate persoanele despre care vorbim, asta e vorba de mame, copii, soacre, pe numele cărora sunt imobile, da? Terenuri. În fond e vorba și de mașini, însă mașinile de obicei sunt la un preț mult mai inferior cel care e prețul real, da, pornind de la asta e o iarăși o mare piață, să spunem. Da. Deci
în rest, pentru că Comisia Națională de Integritate avusese cazuri de aplicare de sancțiuni contravenționale ministrilor, dacă vă aduceți aminte. Da, pentru nedepunere, pentru nedepunerea declarațiilor, atunci când a avut loc o reconfirmare a ministrilor și ministrii nu au înțeles și deputați, că trebuie... Și ministri, și deputați. Bun, nu știu. Problema cât e că dacă mergi pe averi, atunci trebuie să fie clar că tu trebuie doar în tandem să lucrezi cu organul fiscal, altfel. În unele cazuri. Dar eu aș mai adăuga că nu doar cu organul fiscal, dar și cu instanțele de judecată. Foarte mulți judecători, practic, nu cunosc cum să... Judece asemenea cazuri, uh-huh, când ajung în instanță, în primă instanță, și aici ar fi nevoie și de o instruire a judecătorilor în a gestiona aceste cazuri de îmbogățire ilicită sau de averi nejustificate sau de conflicte de interese. Ce observăm acum, bine, anii încearcă cel puțin să atingă și persoane de rang mai înalt, dar majoritatea cauzelor contravenționale care au fost făcute anul acesta, care au fost făcute publice, deci țin de, cum și-a menționat Mariana, țin de nedepunerea în termen a declarațiilor și aici, da, sunt vizați și deputați, cred că mare parte deputați. Da, dar eu înțeleg ceea că și astfel de practici clar, trebuie... Ceea ce nu e vorba, da, de atât de substanță. Exact, da. E important și astea să fie taxate, e clar, ca să învețe minte și să le depună la timp. Dar noi vrem să-i vedem pe cei care nu depun, pentru că senzația este că trăim în lumi paralele cu Aniu, da? Jurnaliștii trăiesc în lumea lor, în care ei descoperă că procurorul cutare își declară în declarația de avere că nu are casă, masă și noi logic înțelegem că nu trăiește omul în gară sau în stradă, da? Iar seara se duce într-o locuință de lux cu câteva etaje unde trăiește, de fapt, și care este înscrisă pe soacră, pe mamă, pe verișoară, pe nu știu cine. Presa scrie despre asta, Aniu nu vede, nu se sesizează, nu încearcă să verifice. Să zicem, e mai complicat să demonstrezi pe improbe aceste lucruri, pentru că trebuie să conlucrezi. Da, trebuie. Dar cel puțin să începi un control ca să demonstrezi, deci, bunăvoință. Înainte, deci așa cum ar trebui să funcționeze, sau cel puțin cum funcționează inspectorii, atunci când ei sunt sesizați sau se autosesizează instituția, ei, deci prima etapă, întreprind o verificare prealabilă dacă sesizarea este fondată și nefondată. Și aici ar trebui, deci, răspunsul la dacă sesizarea este fondată sau nefondată și dacă ei decid să inițieze controlul, această informație poate fi făcută publică. Deci au tot dreptul să o facă publică și să informeze autorul sesizării. Deci, personal, dar ar putea să o posteze și pe pagina instituției ca publicul să vadă că ANI funcționează. Ulterior, atunci când încep controlul, ei nu mai, deci cel puțin așa afirmă și conform legii, ei nu mai pot să divulge careva informații decât atunci când deja merg în instanță și deci ei nu pot să ne anunțe pe cine au împornit un control? Nu, vedeți că ANIU, iată, tocmai asta este specificul ANIU-ului, spre deosebire de cine e. ANIU-ul interpretează restrictiv legea și prin informații cu caracter personal înțeleg orice, inclusiv și numele și prenumele persoanei. Pentru că vedeam comunicate, am văzut comunicate, da, unde nici măcar numele, doar funcția a fost indicată în comunicat. Deși asta e nonsens, pentru exact, că în cazul în care omul deține o funcție publică, asta înseamnă că tacit și-a dat acordul că informația despre el, ceea ce ține de exercitarea funcției, pentru că restul nu mă interesează, exercitarea funcției și inclusiv și veniturile pe care le are din funcția pe care o exercită, deci va fi un subiect de interes public. Exact. Tocmai pentru că integritatea ține de interesul general al societății. ANIU-ul interpretează, din păcate, foarte restrictiv aceste lucruri și sper ca să-l dezobișnuim. Să eu vreau să vă mai întreb o chestie. Poate că noi înțelegem un pic, și aici am să vă rog să ne dați părerile dumneavoastră. Senzația mea, cel puțin,
urmărind activitatea NIE, eu urmăresc din 2013, de când s-a înființat acea Comisie Națională de Integritate. Recunosc, când s-a înființat ANIU, la un moment dat pur și simplu m-am plictisit să mă uit cum nu se întâmplă nimic acolo și am așa, mai puțin am fost atentă la instituția, anul ăsta iarăși a început să activeze, a revenit interesul. Dar senzația este, ANIU cumva se temea de factorul politic aflat la guvernare și nu își permitea să pornească controle în privința reprezentanților fostei puteri, iar pe de altă parte nu vreau să înceapă controle împotriva celor care sunt în opoziție ca să nu fie acuzat, așa cum a venit acuzațiile la alte instituții, că este o bâtă politică împotriva opoziției. Este cumva, dumneavoastră aveți aceeași opinie sau e de naturată? Pur și simplu au fost prea puțini inspectori de integritate ca ei să poată face, efectiv să poată lucra. Iată, și mai ales că în ceea ce privește averile, aici trebuie să-l documentezi. Interesele personale mie mi se pare mult mai simplu. În cazul în care ai o situație, e mult mai ușor să califici, pentru că de obicei ai toată informația. În averi, trebuie să te documentezi foarte bine, pentru că asta ar însemna că verifici absolut toate lucrurile. Și erau prea puțini. Acum sunt, și acum nu sunt foarte mulți. Spuneam doar o treime, eu nu știu în ce măsură. Eu nu, sincer, însă, mie îmi este greu să înțeleg cât este de greu să faci această muncă. De ce? Pentru că eu sunt jurnalist de investigație. Eu nu am acces la informațiile la care are acces ANIU. Aici nu am cum. Nu am acces la aceste informații. Eu trebuie să caut posibilități. Da. Eu trebuie să spioniez un om ca să pot să aflu în ce caz să se duce seara. Deci, și jurnaliștii de investigații reușesc, apropo, mai puțin decât inspectori de integritate avem jurnaliști de investigație în Moldova. Mai puțin. Dar ei reușesc să facă asta cumva în mai puțin de o lună, iar inspectorii de integritate care au instrumentele la dispoziție nu reușesc să facă acest lucru. Ori ei sunt mult mai proști decât jurnaliștii de investigație și atunci poate trebuie înlocuiți, poate să încerce ANIU să coopteze jurnaliști de investigație acolo, ori nu se vrea de fapt. Aici nu am explicație, decât pe lângă faptul că cred că trebuie de remarcat că ei trebuie să vină și cu constatări. Deci ei nu numai furnizează informația ceea ce face un jurnalist, ci cu adevărat. Deci eu nu mi-aduc aminte exact, însă Comisia Națională de Integritate, practic toate dosarele care erau pornite din oficiu, erau pornite în baza materialelor jurnalistice. Ei atunci au mai avut o problemă. Ei nu aveau acces decât solicitând informații de la acces la baze de date. Da, nu de aveau această dată, ei au acces direct. De acord. Da. Aici pur și simplu cred că e frica asta să nu greșească, pentru că trebuie să vină și cu constatări și pentru că s-a agravat sancțiunile. Acum sunt ca sancțiune interdicția de a ocupa anumite funcții pentru un termen de 3, pentru persoanele vizate. Interdicția de a ocupa anumite funcții, confiscarea. Dar el poate oricând contesta în judecată. Confiscarea aderii nejustificate. Și atunci poate ești mai grijuliu, însă totuși deja e timpul să avem rezultate. Cred că da, e timpul să avem rezultate. Deci cei selectați sunt persoane incompetente, deci concursul este cu adevărat destul. Nu am afirmat, eu chiar mă întreb. Deși ANIU se plânge pe faptul că nu are suficiente resurse competente sau profesioniste, de aceea și acum avem ANIU-ul a angajat 15 inspectori de integritate după un an și ceva de concursuri, practic 5 concursuri organizate. Eu presupun, explicația ar fi că inițial în 2018 cumva era ANIU trecea printr-un proces de instituționalizare, creare de regulamente interne, cum se fac aceste controle, deci care sunt inerente unei activități, unei instituții de acest gen. Iar ulterior, deja, așa și cum a spus Mariana, ei încearcă cumva să nu iasă din cadrul legal, pentru să fie foarte atenți ca atunci când ajung în instanță să aibă un dosar solid, cât mai sigur. Însă asta nu justifică, într-adevăr, exact lipsa unor cazuri de rezonanță atunci când lumea vorbește despre persoane. Pe de altă parte, cred că ei sunt prea axați pe partea de formalism. Dacă vrei să te îngropi în birocrație, mai puțin se pune accentul pe și pe comunicarea cu publicul, dar și pe rezultat. Pe rezultat, da. Exact. Comunicarea, dacă ar fi cazuri de rezonanță în instanță ajunse,
Deci și jurnaliștii s-ar documenta clar. Ei singuri. Ei ar căuta, ar suna, ar încerca să afle detalii. Problema este că nu prea ai ce comunica. Aniol se plânge pe faptul că nu are de unde alege. Însă, nu numai Autoritatea Națională de Integritate, din câte înțeleg, se confruntă cu astfel de cazuri. Și atunci poate e cazul. De exemplu, eu nu vreau să spun ca să dai jos standardele, da? Însă pornești de la ceea ce ai, e important ca persoana să fie de învățat, capabilă să învețe. Asta vreau să zic. Într-un an de zile, apoi, cred că deja învățau. Și într-un an de zile, de exemplu, dacă îți faci un curs de formare internă continuă, instruire continuă și îi dai mentorat, deci acestei persoane care a venit, da? Și pe toată această durată îl îndrumezi, bineînțeles că ne lipsindu-l de independență, pentru că și inspectorul este independent, eu sunt sigur că ar putea să-și suplinească cadrele, pentru că în fond trebuie să fie 43 și ar fi și bine să fie 15. Și ar fi trebuit. Dar și mai este ceva, într-adevăr, deci Consiliul de Integritate, mie mi se pare că în regulamente au formalizat lucrurile până la și legea exact, au impus și niște condiții care pentru categorii de persoane, categorii similare de funcționari, deci nu are aceste condiții. O mulțime de certificate de la Serviciul de Informații Securitate, că nu a fost agent sub... Deci nu mai este nevoie de certificat respectiv. Certificatul, declarație de integritate pe propria răspundere. Deci o mulțime de lucruri așa formalizate ca să acceadă. Ca să acceadă și pentru ca să treacă în concurs, încât, sincer vorbind, procesul ăsta e atât de formalizat că pentru un om care tocmai își dorește să investigheze, el ar putea să se plictisească la faza de concurs. Pentru că o autoritate o vezi după felul cum își organizează. Dar probabil că dacă ai trecut toate aceste concursuri, ai trecut prin tot acest purgatoriu, vrei să arăți că pot. Nu știu, pentru fac. Că treci prin purgatoriu și de fii eficient dacă a fost purgatoriu. Dar dacă e ceva gen hârtii, da? Hârtii. Asta te plictisește. Înțeleg, asta dar te plictisește. Hârtiile permit să alegem pe cei mai buni? Sau? Nu, la faza de, cred că, probă scrisă și interviu, deși, ca să fiu sinceră, eu am avut posibilitatea să fiu și în comisie de concurs și să acced la funcții. Și tocmai, iată experiența din comisiile de concurs, tocmai persoanele care în probele scrise păreau foarte ok, apoi în lucru propriu zis erau avansate de către persoanele care în proba scrisă îți păreau un tip foarte devansate de o persoană care îți părea... Exact, pentru că niciodată nu știi în fond care din aceste persoane va fi bună în final. În plus, deci ei susțin acum inspectorii, după ce depun dosarele, revenit la certificatul de care spuneai din partea SIS-ului, deci el a fost anulat, dar după ce depun dosarul, toate dosarele sunt trimise către SIS, care verifică titularii și... Asta e o condiție. Da, sunt conținut o condiție. Și apoi deja comisia de selectare ar putea să dureze până la două luni. Se numesc miniștri, fără ca să fie verificați de către SIS. Deși tocmai ei obțin funcții... Dar legea impune, nu? Le impune. Da. Și fără ca să fie verificați... Iar aici, în spectrul de integritate, trebuie să fie verificat. Se verifică 30 de zile și dacă... Astfel ei sunt un mare pericol. Dacă ajung cei mai buni, e un mare pericol. Pentru securitate. Demnitarilor și funcționarilor. Noi suntem pe final de emisiune. Vreau să vă întreb o chestie. V-am întrebat dacă
poate fi schimbată situația de la NIS. Spuneați că, în principiu, da, e greu, pentru că e vorba să depășești un blocaj, da, moral, da? Că da, trebuie, de fapt, să te bați cu cei care îți dau pâinea, pentru că îți dau bugetul, cei care pot lua la lege. Autocenzură internă. Da, și ei cumva psihologic se autocenzurează. Această componență a ANIE, această componență a Consiliului de Integritate, vedeți în ea capacitatea de a se reinventa și a deveni mai eficient? Eu aș pune accentul pe inspectorii de integritate. Ceea ce eu văd, și eu nu știu cum această situație ar putea să fie depășită. Aleși de către cine, inspectorii? Numiți, da? Sunt numiți în funcție, urmarea concursului. Eu aș pune accent, așa cum am pus, pe inspectorii de integritate. Consiliul de Integritate, practic munca care și-a făcut-o, și-a făcut-o. Doar că le rămâne această competență de a verifica declarațiile inspectorilor președintelui, vicepreședintelui. Președintele, vicepreședintelui trebuie să asigure condițiile inspectorilor. Doar că ceea ce eu mi-aș dori, și nu știu cum acest lucru, ca inspectorii de integritate să fie mai vizibili. Nu, pentru că eu nu cunosc decât un inspector de integritate. Bănuiesc e că e șeful inspectoratului, pentru că nu am prea înțeles. Și eu parcă aș vrea mai multă vizibilitate dată. Pe de o parte înțeleg că el trebuie să-și facă munca și trebuie să fie cumva securizat de această atenție a jurnaliștilor. Da? Dar pe de altă parte eu vreau ca să-l văd vizibil și eu vreau ca el să poată să vorbească despre ceea ce a făcut atunci când despre e mândru cine de despre situație. Ion, domnul Ion, da. Îmi scapă numele de care numele. A fost și un interviu cu da, el, dar eu nu aș nega rolul Consiliului de Integritate și al conducerii, pentru că în esență, până la urmă, comisia de selectare a inspectorului este formată de președintele, din 5 persoane, dintre care 2 sunt membri a Consiliului și 3 sunt reprezentanții ANIE-ului, printre care unul este fie președintele, fie vicepreședintele. Dar în ultimele 5 concursuri, doar președintele a fost parte din conducere a acestui... Vicepreședintele nu a participat deloc la aceste concursuri. Deci, de ce? Asta, nu știu, poate... Noi trebuie să încheiem emisiunea. Deci, și eu cred că deci este foarte important și calitatea acestor persoane și... dar în actuala componență Consiliul de Integritate este puțin probabil că se vor interveni că careva schimbări, pentru că despre conducere nu putem vorbi. Conducerea are un mandat foarte clar stabilit pentru 5 ani și unica ce ar putea întreprinde acum legiuitorul sau guvernarea este să intervină legislație în prevederile ce ține de funcționarea Consiliului de Integritate. Numirea, revocarea, funcționarea acestui Consiliu ca să-l transforme într-un organ cu adevărat eficient și cu adevărat util pentru autoritate. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Eu cred că noi, prin această ediție a emisiunii Cutie Neagră, de fapt, am lansat discuțiile despre ANIE. Trebuie, bănuiesc eu, continuate, pentru că noi chiar ne dorim o instituție. Eu nu sunt împotriva banilor care sunt cheltuiți pentru această instituție. Poate e nevoie și de mai mulți bani. Și poate că societatea nu va reacționa critic la cheltuirea banilor publici pentru activitatea acestei instituții, dacă ar vedea eficiența ei, dacă ar vedea că ne scot în față toate problemele de integritate care există instituțiile publice din Republica Moldova. Sper foarte mult ca doamna Antoci, președinta ANIE, să accepte în sfârșit invitația noastră și să vină la Cutia Neagră, pentru că noi nu avem nimic împotriva dumneiei. Noi vrem să înțelegem ce se întâmplă cu instituția pe care o conduce și de ce este atât de puțin vizibilă, de ce nu produce mai multe rezultate. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8, urmează știri în limba rusă.